sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. O mineră de numai 4 ani din orașul Robinari a fost bătută crun de mama vitregă. La fața locului s-a deplasat o echipă de la Poliția Copilului Gorj. Ion Rușeț a fost ales astăzi cu majoritate de voturi în funcția de prim vicepreședinte al Federației Univers. Noul tehnician al energiei a plecat de la echipa gorjană după doar câteva ore petrecute la Târgu Jiu. Ion Rușeț a fost ales prin vicepreședinte al Federației Univers în urma alegerilor care au avut loc. Au fost 4 candidaturi depuse, iar Rușeț reprezintă 13 sindicate din minerit și energie. Colegii din Federația Univers l-au ales prin vot secret să coordoneze departamentul Mine, Energie și Conexe în cadrul Consiliului Național al Federației. Cei 60 de lideri gorjeni ai Federației Univers au participat la Mangalia, acolo unde a avut loc Consiliul Federal și au avut loc alegeri. Ion Rușeț a fost ales prin vicepreședinte al Federației Univers prin majoritatea voturilor colegilor săi. În prima zi, în prima sesiune a departamentului, au fost completate pozițiile din biroul executiv, în sensul că avem o completare a biroului executiv cu o funcție de prim vicepreședinte și 2 funcții de vicepreședinte. Au fost 4 candidaturi, pe principiu înainte sunt ales vicepreședinte, un mând după aceea dintre vicepreședinte să se desemneze prin vicepreședintele. Procedura votului secret, 326 de voturi valabile exprimate. Într-adevăr, eu și colegii mei, este vorba de domnul Gabriel Cădăuși și domnul Nanumit Gabriel, am primit din partea colegilor prezenți pe departamentul Mine, Energie și Conexe o responsabilitate, un vot de încredere, dar un vot care ne obligă. Alții 2 sindicaliști din Gorj, Gabriel Căldărușe și Nanu Mic, au fost aleși vicepreședinți pe minerit și energie la Federația Univers. Ion Rușeț va reprezenta în cadrul Federației Univers interesele a peste 10.000 de mineri și energeticieni din Oltenia. Primul nostru obiectiv este de a discuta extrem de serios și de a ne implica atât la nivel de federație cât și la nivelul blocului național sindical în dialogul privind strategia energetică. Este un element extrem de important pe care îl avem în obiectiv în momentul de față. Timpul ne prestează, trebuie să facem acest lucru cât mai rapid, să ne consultăm cu specialiștii pe care avem și în mișcarea sindicală, dar și din afara mișcării sindicale, specialiștii în domeniu. Și de asemenea, nu în ultimul rând, principalul obiectiv în perioada imediat următoare este dialogul la nivelul Complexului Energetic Oltenia, ceea ce înseamnă inclusiv dialogul cu ocazia negocierilor colective, pentru că Federația Națională Univers a făcut 2 notificări înainte de acest Consiliu, va mai face o notificare în cursul săptămânii viitoare pentru ca administrația să procedeze la negocieri privind încheierea unui act adițional la contractul colectiv de muncă. Coșmar pentru o fetiță de doar 4 ani, copila din Rovinari a fost bătută crunt chiar de mama sa vitregă. Nu este pentru prima dată, susțin rudele micuței, chiar și așa autoritățile au permis ca fetița să rămână în casa respectivă, acolo unde are domiciliul și tatăl ei. O echipă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și de la Poliția orașului Rovinar, s-a deplasat la fața locului pentru a deschide o anchetă. Când a văzut că abuzurile ei au fost descoperite, mama vitregă a reacționat violent. Bunica micuței a povestit cum a fost găsită fetița în casa celei care ar fi trebuit să-i fie ca o mamă. A dat până la urmă drumul, când s-a dus în casă, fata era singură în cameră, învelită într-o pătură, geamul deschis bătea tot curentul în capul ei, ea cu bărbaxul cu bărbatul fisa, în bucătărie cu tot neamul ei mâncau, beau cafele și fata singură. Că a întrebat și poliția când a intrat, unde e copilul, să-l vedem. Când a văzut și poliția ce feci la copil, l-a dezbrăcat și s-a uitat, doamna zicea, asta e caz de pușcărie, ce ai făcut dumneata. Ăsta nu-i copil de lăsat, trebuie luat copilul să scot de acolo că-l omoară criminal asta. Asta e o criminală. Nu are loc copilul să pui degetul din vână tăi. Mătușa fetiței spune că aceasta nu a fost prima dată când copila a fost maltratată. A trebuit să intru cu poliția peste ea, să mergem la spital cu copilul. Am ajuns la spital, a dat semnătură și a plecat din spital. Asta m-a întâmplat să o agreseze pe micuță? Da, anul trecut a ars-o, a pus-o cu curul pereșeu. Da, uite, cu așa fundul. Am dat, vă spus. Da. De ce?
Asta nu știu nici eu, că tot la fel noi nu avem dreptul să vedem copilul. Deci nu numai acum. Nu, n-am făcut, că nu eram sigură că ea și acum am aflat că ea l-a pus-o cu fundulețul pe reșeu. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului susțin că fetița a fost nevoită să locuiască în casa respectivă pentru că acolo avea tatăl ei domiciliul. S-a întors la domiciliul mamei Vitrege și asta pentru că tatăl biologic al fetiței are domiciliul acolo. Este însă monitorizată și în stricta, zic eu, supraveghere a tatălui ei, care are responsabilitatea de a se ocupa de fetiță. Evenimentul petrecut duminică, cu siguranță că a fost un eveniment singular. Cazul a ajuns și în atenția autorităților locale, dar și a poliției. Polițiștii din cadrul Poliției Oraș și Rovinare efectuează cercetări față de o femeie de 32 ani din localitate, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, constând în aceea că, în data de 14 iunie 2014, a exercitat acte de agresiune fizică asupra fiicei sale minore în vârstă de 4 ani. Dacă este vorba despre violență, în urma unui certificat medico-legal care să ateste abuzul, copila ar putea fi luată din grija părinților. Se întoarce roata. Președintele Consiliului Județean Gorj Călinoiu se bazează pe sprijinul PPDD, dar și pe votul unor liberali în viitoarea ședință ordinară. Acesta susține că în scurt timp va fi organizată o nouă ședință pentru schimbarea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, Madalina Celocoi. Ion Călinoiu a mai anunțat că și proiectele propuse de opoziție vor fi trecute pe ordinea de zi a următoarei ședințe. Noi avem, după cum bine se știe, în situația creată prin părăsirea de către Partidul Național Liberal a USD-ului, protocol și inițierea de protocol cu PPDD-ul. Și bineînțeles că mă bazez pe acest lucru. Eu nu mă bazez numai pe o majoritate făcută pe bază de protocol. Eu mă bazez pe majoritatea creată în jurul proiectelor care se vor supune dezbaterii, dar eu sunt convins că vom avea o majoritate la care vor participa și o mare parte din liberali și nu mă interesează pe deliști. Sigur că Mădălina Ciolocoi va fi supusă pe ordinul de zi ca să fie schimbată. Călinoiu a declarat că Mădălina Ciolocoi a avut o responsabilitate în fața gorjenilor nu să răspundă cu slugărnicie ordinului politic dat de Dian Popescu. Președintele Consiliului Județean a ținut să mai precizeze că Ciolocoi ar putea să iasă din această situație creată de opoziție dacă și-ar da demisia din funcția de consilier. Părea mea că a greșit răspunzând cu slugărnicie ordinului politic dat de Dian Popescu. Ea a avut ca lider, prin funcția pe care o ocupă la Consiliul Județean de vicepreședinte, o responsabilitate. Nu trebuie să fructifice această conjunctură de părăsirea PNL-ului a Unii Social Liberale să destabilizeze Consiliul, în mintea lor să destabilizeze Consiliul Județean, că așa gândește Dian Popescu. Ea trebuie să fie fidelă programului pe care ni l-am asumat cu toți în fața gorjenilor, să ducem la bun sfârșit principalele proiecte pe care le știm cu toții că le avem implementat. Faptul că s-a dus aici, părerea că ea are și mai frumos din această situație dacă și-ar da o demisie chiar din funcția de consilier. Mădălina Ciolocoi i-a răspuns ferm președintelui Consiliului Județean Gorj că nu va demisiona din funcția de consilier pentru că a primit votul gorjenilor ca și alți colegi din Consiliul Județean, ca atare își va duce mandatul până la capăt. Nu fac absolut niciun comentariu la ceea ce a spus dumnealui. Eu sunt membru al unui grup politic și mă conformez acțiunilor grupului politic din care provin. Iar din funcția de consilier județean nu demisionez pentru că am fost aleasă, ca și ceilalți consilieri județeni, indiferent de culoarea politică, am fost aleasă de către cetățeni și sunt trimisă în Consiliul Județean cu un mandat. O să duc mandatul de consilier județean până la capăt și voi încerca să îmi respect cât mai multe dintre promisiunile făcute cetățenilor. Șeful județului a mai ținut să precizeze că la ședința viitoare a Consiliului Județean, Mădălina Ciolocoi va fi schimbată de noua majoritate, PSD-PPDD. Recent, Niculina Mocioi a fost demisă din fruntea organizației partidului lui Dan Diaconescu. Rămâne de văzut cine va lua locul Mădălinei Ciolocoi, pentru că noul vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj va fi stabilit în urma numărului de voturi oferit de consilierii județeni.
Niculina Mocioi a părăsit PPDD, forțată de conducerea centrală a partidului să colaboreze pe plan local cu PSD. Mocioi a ales să facă un pas înapoi din organizația în care și-a început cariera politică. De acum înainte, cel puțin pentru o perioadă, va activa ca independent. Niculina Mocioi a fost înlocuită din funcția de președinte al PPDD Gorj cu Diana Voiculescu. Imediat după, deputatul a ales să demisioneze din PPDD. Deși se speculează o apropiere între ea și PDL, Mocioi vrea să rămână pentru moment candidat independent. Este deja oficial. Ieri mi-am înregistrat demisia la biroul permanent al Camerei Deputaților. Tot de ieri activez ca deputat independent neafiliat. Demisia din partid o voi depune în cursul acestei săptămâni, când voi termina activitatea la Parlament, în speță joi. Ați și primit oferte și din partea altor formațiuni politice? Nu mă interesează să merg în alt partid. Am spus acest lucru cât se poate de clar. Nu poți să fii astăzi în PPDD și mâine în alt partid. Niculina Mocioi a mai menționat că este foarte dezamăgită de drumul pe care a luat-o PPDD, un proiect politic despre care a avut convingerea că va face schimbări în România. Pachetul de servicii de bază și noul contract cadru au intrat în vigoare de la 1 iunie, însă la Gorj se va aplica de la 1 iulie. Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj a purtat discuții cu toți factorii implicați în aplicarea noilor prevederi. Discutăm despre acest subiect cu președintele CAS Gorj, Daniel Bondoc. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bună seara telespectatorilor noastre! De ce se aplică mai târziu la Gorj? Se aplică tot de la 1 iunie, ca și în toată țara, numai cu, să spunem, această perioadă de contractare, când practic toate sumele și tot ce înseamnă negociere de contract, făcându-se în luna iunie, practic putem spune că la 1 iulie va intra în vigoare 100%, pentru că noile prevederi se fac de acum simțite, dar există anumite prevederi care pot intra în vigoare numai după ce se semnează de către furnizorii noștri. Spuneți-mi, vă rog, ce modificări aduce noul pachet de servicii medicale? Sunt destule modificări, nu cred că avem timp să le spunem pe toate. Spunem pe cele mai importante și care interesează cel mai mult telespectatorii. Vorbim de reintroducerea pachetelor pentru servicii stomatologice. Există un număr de 30 sau 31 de medici stomatologi care și-au depus dosarele în județul nostru. Deci, practic, de la 1 iulie vor reintra în pachetul de bază aceste servicii. Vorbim de modificări la rețete, tocmai pentru a ajuta oamenii. Se pot elibera rețete pentru bolnavi cronici de 90 de zile, se pot elibera fracționat, se pot elibera din mai multe farmacii. Există o altă prevedere în care pentru bolnavii cronici și pentru cei din programele naționale care sunt internați în spitali se poate elibera rețetă în acea perioadă, ceea ce până acum era interzis. Sunt lucruri care modifică, să spunem, în bine pentru asigurații noștri. Bineînțeles, mai există și alte noutăți care se aplică la furnizori. Vorbim de rețeta electronică, de biletul de trimitere electronic, care probabil că în acest an va intra în vigoare. Vorbim de dosarul electronic, care deja este funcțional și încet, încet va intra și în vigoare. Vorbim de noile carduri de sănătate, deja se vor începe luna aceasta distribuirea către bolnavii din Programul Național de Dializă. Deci încet, încet, tot ceea ce înseamnă informatizarea sistemului, împreună cu aceste noi servicii din pachetul de bază, sperăm ca banii care sunt și care sunt mai mulți ca în fiecare an să fie mai bine folosiți și astfel ca oamenii să beneficieze de mai multe lucruri în domeniu. Vorbeați despre medicii stomatologi. Totuși numărul este destul de mic, având în vedere că la nivelul județului da, este să spunem un of al nostru. Ne-am încercat cu ajutorul mass mediei, cu ajutorul, să spunem, relațiilor chiar și personale cu foștii medici care au fost în contract cu noi. Din păcate, destul de puțin s-au arătat interesați. Asta este partea rea. Partea bună este că banii sunt aceiași și se vor împărți la un număr mai mic de medici, deci practic un medic stomatolog nu va avea în jur de 2000 de lei, să spunem, cât ar fi evaluată de către Casa Națională ca să aibă un medic stomatolog pe lună contract, probabil că îl va avea mai mare. Deci practic suma de bani rămâne la fel, astfel nu va face, să spunem, un număr de 20 de pacienți într-o lună, va putea să facă 40. Deci numărul de servicii medicale va rămâne la fel pentru județul nostru. Care sunt beneficiile?
Normal că în primul și în primul rând în pachetul de bază sunt 100% gratuite, să spunem, pentru tinerii, pentru copii și pentru cei peste 65 de ani. Vorbim de protezare la cei în vârstă, vorbim de carii și așa mai departe pentru cei mici. Și cred că este un domeniu care nu trebuia scos. Din păcate s-a scos anul trecut și s-a văzut că totuși așa sumele cum sunt nu sunt foarte mari, dar sunt importante, mai ales pentru cei care nu pot să beneficieze pentru că nu au bani să beneficieze de aceste servicii. Sunt niște servicii destul de scumpe și automat era un pic oprit accesul la serviciile stomatologice, care sunt foarte importante pentru că de la boli de dinți se pot ajunge la boli mult mai grave și e un păcat să se întâmple așa. Să revenim la pachetul de servicii de bază. Știu că nu se mai regăsesc serviciile de homeopatie și fitoterapie. Da, sunt trecute ca și pachete suplimentare, dacă se pot, cine dorește să le asigure în pachete suplimentare. Până acum nu prea am avut acest gen de servicii, deci erau trecute, dar nu au fost accesate. Ca o noutate, de exemplu, în tot pachetul de bază, în acest moment se pot deconta serviciile psihologice. Sunt un număr de 5-6 medici care au intrat în contract cu noi sau vor intra în contract de la 1 iulie. Sunt 5 cabinete de medici specialiști, vorbim de neurologie, diabet și psihologie infantilă, care la rândul lor au un contract cu un psiholog și practic serviciile vor putea fi decontate tot prin Casa Județeană de Asigurări, vorbind de oamenii care au probleme, să spunem, mai grave și care pot fi consiliați și în felul acesta ajutați. Este o noutate și de asemenea aceste servicii vor fi gratuite. Noul pachet de bază reduce cumva birocrația? Tocmai ce v-am spus de partea de informatizare. Practic, odată ce va intra și biletul de trimitere electronic, rețeta electronică este funcțională, dosarul electronic care deja este în lucru, să spunem, și oamenii ar trebui să se ducă la medicii de familie să le spună să le inițieze acest dosar pentru că este funcțional. Cardul care probabil cel mai târziu de la 1 ianuarie 2015 va fi obligatoriu. Toate aceste lucruri fac ca oamenii să stea mai puțin la cozi, să fie totul mai rapid, ca doctorul să vadă un istoric mai rapid al bolii și al episoadelor de boală. Și bineînțeles că și pentru medici se încearcă de birocratizare. Vorbim de la 1 iulie de factură electronică, deci practic medicii nu vor mai trebui să vină la Casa de Asigurări să-și aducă factura. Asta era și un of al lor, pentru că sunt la fiecare domeniu de servicii medicale, practic noi avem un singur om pentru că nu avem mulți angajați și automat la început de lună trebuia să stea la cozi și din momentul de față, de la 1 iulie, practic nu mai trebuie să vină la Casa de Asigurări decât dacă intervine cine știe ce problemă. Dar altfel nu. Deci toate aceste lucruri se încearcă să se facă mai bine și pentru furnizorii de servicii medicale și pentru oameni, este normal, și toate aceste lucruri să ducă la o mai bună utilizare a banului, pentru că fondurile cresc de la an la an, am spus-o tot timpul, și oamenii trebuie să și simtă acest lucru, pentru că degeaba se spune la televizor a venit un buget mai mare dacă în spitale nu se schimbă nimic, dacă el trebuie să plătească medicamentele în continuare. Am înțeles, vă mulțumesc pentru aceste precizări. Mulțumesc și pentru invitație. Mergem mai departe. Spectacol de excepție, marca Școala Populară de Artă, pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godanu, gazda evenimentului, a urcat seara trecută tinerele talente ale instituției. Detalii după scurtă pauză publicită. Autoritățile locale din Târgu Cărbunești lucrează în această perioadă la asfaltarea principalelor alei din zona de centru. Primarul Mihai Mazilu intenționează ca din bugetul local să asfalteze 13 km de drum în fiecare an, iar restul cu fondurile pe care speră să le acceseze în perioada următoare. Edilul din Târgu Cărbunești a propus să rezolve problema infrastructurii, deoarece starea drumurilor este dezastruoasă. Noi aflăm pe unul șantierul din Cărbunești, așa cum am promis Cărbunești în urmei, 33 de ani, pot să le fac, să le asfaltez cu parcări, cu bucetele, din bugetul local. Iată că mă țin de cuvânt, pe 3 ani încoace, câte 3 străzi pe fiecare an. Nu vreau să mă nip pe Dumnezeu, dar dacă acest lucru se făcea din 90 până acum, ajungeam cu asfaltatul, treceam de roșiori în jos. Iată că un buget bine gestionat,
poți să, dintr-un proces bine gestionat, poți să-ți acoperi cheltuielile funcționale și această parte a secțiunii de dezvoltare, adică investițiile noi. În 2 săptămâni cel mult o să terminăm inclusiv cu spații verzi, cu alei, cu căi de acces, cu canalizare, cu preluarea apelor fluvionale și o să ne mutăm la cea de-a treia stază, este vorba în zona Aneleuri, amenajarea pe verticală. În total vreo 10 miliarde din bugetul local. Oamenii care locuiesc în blocurile din zona centrală sunt mai mult decât încântați de reabilitarea drumurilor care sunt vechi de peste 20 de ani. E foarte bine că se asfaltează. Nu mai aveți probleme iarna, praf, da. Nămul, gropi, că tot timpul se strângea apa aceea. Da, e foarte bine. Era mai greu accesibil? Da. Era că se bloca mașinile pe ambele părți și n-aveai pe unde să mai treci. Da, a fost asfaltată vreodată, pietruită sau cum? Cum i-a arătat strada înainte? Era plină de gropi. Era asfaltul... Vechi de mult? Vechi de mult, da. Da, e un lucru foarte bun că face pentru oraș, că era de atâta timp, nu mai erau trotuare, nu mai era spațiu mic, nu erau parcări. S-a lărgit acum și o să arate foarte frumos. Da, strada aceasta când a fost asfaltată? Acum bă, de când s-a înființat, făcut și blocurile, de 30 de ani, nu domn primar. Adică nu a fost niciodată... Păi niciodată până acum, păi da. Păi și cum, mergea din groapă în groapă? Păi da, așa era ce era să facem. Conducerea Direcției Agricole Gorj se declară îngrijorată de situația culturii de porumb, care din cauza precipitațiilor abundente a fost pusă a doua oară după ce a fost compromisă în totalitate. Au fost zone în județul nostru unde din cauza denivelărilor de teren apa a păltit și a făcut ca porumbul să nu mai răsară. Situație destul de dificilă la cultura de porumb din cauza precipitațiilor căzute până acum. Dacă la cultura de grâu din prima etapă de însămânțare nu sunt probleme, la celelalte culturi specialiștii susțin că ar putea apărea probleme. Acolo unde acestea au căzut abundent, deci mă refer la 30 de litri pe metru pătrat, sau, a făcut ca odată însămânțat, la adâncimea de semănat, odată cu aceste precipitații care cad, practic terenul ce s-a bătucit, zicem noi, s-a format o crustă deasupra, iar sămânța n-a mai putut să răsare, să iese afară. Au fost cazuri în care a trebuit să însămânțeze oamenii a doua oară. Au fost cazuri în care, prin aceste precipitații foarte abundente, acolo unde terenul n-a fost bine nivelat, mai sunt probleme cu denivelări, acolo a băltit apa. Aceste culturi, numai în zona respectivă, stând apa mai mult timp acolo, automat sămânța a clocit. Da. Deci spunem noi, n-a putut să mai germineze și să iese afară. Foarte mulți agricultori nu au culturile asigurate și nici despăgubiri nu pot primi în cazul unor fenomene extreme, așa că cei mai mulți gorjeni pierd sume importante de bani. Foarte mulți nu au culturile asigurate și de aici apar probleme, apar cele mai mari pierderi. E și foarte greu să asigure anumite zone. Da. Vă spuneam, a apărut legea 281 în 2010, care a abrogat legea anterioară 381 existentă din 2002, prin care era un ajutor, deci statul despăgubea practic fermierii în cazul unor fenomene extreme, cum sunt aceste căderi de grindină sau căderi de zăpadă masive, sau spart geamurile la sere, sau se deteriorează folia pe solarii. Practic a rămas pe fermieri să-și asigure culturile și... Vă spuneam și cu altă ocazie, în anumite zone unde avem probleme în fiecare an, eu nu cred că aceste societăți care trebuie să asigure aceste culturi, nu cred că realizează favorabil acest lucru. Conducerea Polaris continuă construcția a încă 20 de platforme subterane care vor conține containere de gunoi, municipiul Târgu Jiu fiind între primele 5 din România cu un astfel de sistem de depozitare a gunoiului. Luis Popa spune că decizia a fost luată după ce gorjenii care au beneficiat de primele 20 astfel de containere subterane puse în funcțiune în cursul anului trecut s-au declarat foarte mulțumiți de sistemul respectiv. În total, conducerea Polaris dorește să construiască 60 astfel de platforme care să acopere întreg municipiul Târgu Jiu, valoarea investiției ridicându-se la mai mult de o jumătate de milion de euro. Exact cum am promis la începutul anului, și anul acesta vom construi încă 20 de platforme subterane. Deja am început să pregătim terenul în zona 1 Mai Vest, zona Zambilelor, zona Centrală și în Olad.
urmând ca în perioada următoare să mai mergem în alte zone ale orașului pentru a construi aceste platforme. Noi sperăm ca până la sfârșitul verii, cel târziu în septembrie, să fie gata toate cele 20 de platforme, urmând ca anul următor să le terminăm pe ultimele 20. Pot să subliniez că pentru noi această platformă reprezintă o investiție foarte mare, se ridică la aproximativ 700.000 de euro, iar dacă anul trecut am avut zone din Târgu Jiu în care oamenii erau sceptici și nu erau de acord cu această investiție, acum avem în fiecare zi telefoane la dispeceratul firmei prin care ne solicită să venim cât mai repede în cartierele dumnealor, deoarece au văzut ce condiții și ce calitate aduce această investiție sistemului de salubrizare. Instalarea unei astfel de platforme subterane nu durează foarte mult și oamenii sunt foarte încântați de ele, deoarece au scăpat de miros și de câini. Cât durează montarea unei astfel de platforme? Teoretic nu durează mult, deoarece ele fiind deja gata făcute. Ideea este că noi trebuie să avem deja pregătite aproximativ 10 gropi, iar în momentul în care avem pregătite aceste gropi, cei care le furnizează le aduc în Târgu Jiu. Din câte am stabilit un grafic de lucru, de săptămâna viitoare ar trebui să ajungă primele 10 platforme pe care să le punem în funcțiune. Am scăpat de miros, am scăpat și de câini? Da, acest sistem, exact cum am subliniat și anul trecut la inaugurarea care a avut loc în zona Abator, aduce, din punctul meu de vedere, mai bine beneficii celor care stau la blocuri și anume, nu mai sunt acei câini care caută prin containere și automat, nemai vândute să caute, pleacă din acest cartier. Oamenii care trăiesc prin deșeurile care le selectează din container nu mai pot să facă acest lucru și de ce nu, acum este vară, iar mirosul emanat de aceste containere nu mai este posibil. Pe de altă parte, chiar dacă sunt introduse în pământ, noi avem un grafic de spălare a lor săptămânal sau de câte ori este nevoie. Vești bune pentru elevii navetiști. Conducerea Inspectoratului Școlar Gorj anunță că la începutul lunii iulie vor ajunge microbuzele școlare solicitate de directorii școlilor. Asigurările vin din partea Ministerului Educației. La Gorj urmează să ajungă în jur de 26 de microbuze. La Inspectoratul Școlar sunt înregistrate 26 de solicitări adresate fie de conducerile unităților de învățământ, fie de primării pentru a primi microbuze școlare. Cele mai multe vor fi trimise în mediul rural, acolo unde sute de copii fac naveta cu microbuzele școlii. Sunt intrate pe linie dreaptă, așteptăm ca din prima săptămână a lunii iulie să înceapă să sosească în județe. Știu că domnul ministru ne spunea că începând cu luna iulie, cei care au câștigat contractul sunt obligați să înceapă derularea lor. Câte ar trebui să ajungă la Gorj? Deci noi am cerut 26 de microbuze. Cele mai multe în mediul rural? Da, cele mai multe sunt în mediul rural, pentru că acolo e nevoie de ele. De exemplu, școala gimnazială din Săcelu se află pe lista de așteptare de ani buni. Aceea situație se înregistrează și în comuna Ionești, a mai spus Ișoan. Avem Cel unde nu avem microbus și chiar au probleme acum pe sfârșitul anului școlar cu transportul elevilor, Ioneștiu, unde la fel nu avem microbus, dar în adresa respectivă este trecut și Țânțăreni, unde avem foarte mulți copii și Bustochinu și Brum și așa mai departe. Sunt destul de multe localități din județul Gorj unde este nevoie de microbuze pentru a transporta în condiții de siguranță elevii la școală și de la școală acasă. Ministerul Dezvoltării Regionale a achiziționat 600 de microbuze școlare. Într-o listă a ISJ Gorj transmisă Ministerului Educației Naționale au fost trecute ca prioritate localitățile Bustuchin, Baia de Fier, Săcelu, Padeș, Slivilești, Prigoria, Vladimir, Jupânești, Runcu, Crușeț, Stejar, Aninoasa, Turburea, Dănești, Țicleni, Câlnic, Țânțăreni, Bumbești, Jiu, Novaci, Albeni, Bâlteni, Negomir și Glogova. Mai mulți elevi din județul Gorj au fost premiați astăzi de Consiliul Județean pentru proiectul Fructele Izvor de Sănătate. Proiectul a fost implementat de Consiliul Județean Gorj împreună cu Inspectoratul Județean Școlar Gorj și s-a derulat în perioada 3-17 iunie. Proiectul a constat în desfășurarea unui concurs județean ce a reunit un număr de 2500 de elevi și 100 de cadre didactice din cadrul școlilor primare și gimnaziale de pe raza județului Gorj. Echipa formată din 5 elevi a desfășurat acest proiect în școală. Au promovat acest proiect al consumului de fructe printre elevi și printre copiii de la grădiniță, pentru că programul nu prevede și mere pentru copiii de la grădiniță.
avem niște copii foarte sufletiști și au promovat proiectul prin picturi, în general, și prin lucrări origami. Câți copii au participat? 5 copii, cei care reprezintă echipa, ei au fost 30, dar ei reprezintă. Concursul a avut ca scop stimularea creativității elevilor și aprofundarea cunoștințelor legate de importanța consumului de fructe, precum și dezvoltarea personalității copiilor ca persoane responsabile și implicate. Da, este în cadrul proiectului Fructe în școli, proiectul în care fiecare copil primește un măr la școală. Acest proiect are și încă două componente. 11 școli au fost selecționate din proiect, au mers în vizită la o fermă pomiticolă din județul Gorj. Copiii care au fost acolo n-au putut să mai participe și la acest concurs, un concurs de desene prin care cei mai buni dintre copii vor fi premiați. Premiile sunt făcute de către Consiliul Județean, pentru că prin Consiliul Județean se desfășoară și programul Fructe în școli. Tema concursului a constat în realizarea unui afiș cu genericul Fructele prind viață. Fiecare echipă formată din 5 elevi și un profesor coordonator de la școlile participante au realizat un poster, prin care au promovat importanța consumului de fructe pentru sănătatea organismului. Am vrut să reprezentăm importanța fructelor în viața oamenilor. Câte desene ai făcut? Păi toți am contribuit la un desen făcut cu ajutorul Cretei și am desenat un principal meric. Cât de mult ați lucrat? Am lucrat în jur de o săptămână, ne gândim. Cele mai bune lucrări au fost premiate de șefii județului. Au fost premiate cele mai bune 3 lucrări de la școlile primare și cele mai bune 3 lucrări de la școlile gimnaziale. Noi trebuie să îi convingem pe ei să mănânce fructe. Este o inițiativă destul de bună, binevenită și ea este susținută finanțare pe program european, prin agenția de plăți și intervenții în agricultură, prin beneficiarul acestui program, Ministerul Agriculturii, iar implementarea programului se realizează prin Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean. Pentru a obține banii, bineînțeles, pentru finanțarea acestui program, a trebuit să implementăm proiectul prin realizarea unor acțiuni adiacente. Acestea de a stimula pe copii prin gândirea lor în diverse activități la inițiative individuale în care rolul consumului de fructe proaspete să-l scoată tocmai în evidență. De asemenea, în cadrul implementării aceleiași acțiuni în perioada 10-13 iunie 2014, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Consiliul Județean Gorj a organizat vizite ale elevilor la stațiunea de cercetare dezvoltare horticolă din Târgu Jiu. Zi de mare bucurie pentru copiii din centrul maternal din Târgu Jiu. Astăzi ei au avut parte de un grătar în aer liber. Surpriza a venit din partea reprezentanților instituției care au vrut să marcheze astfel sfârșitul anului școlar. În timp ce așteptau să se facă grătarul, cei mici au putut asculta muzică și au putut să se joace în voie alături de alți copii care frecventează centrul de zi. Reprezentanții instituției au vrut ca prin această activitate să marcheze sfârșitul anului școlar și să le facă micuților o bucurie. La sfârșit de an școlar ne-am propus să organizăm pentru copiii și mamele din centrul de zi și centrul maternal o zi festivă, o zi cu o masă de grătar, cu salată, cu tort, cu sucuri, în așa fel încât să copiii să simtă că cineva se gândește la ei, că acești copii merită să se gândească cineva la ei. Scopul acțiunii noastre este să facem fericiți copiii necăjiți, care provin din familii care se confruntă cu probleme familiare, cu probleme materiale și financiare. Copii care au nevoie de sprijin instituțiilor statului. Ori la noi aici este o instituție a statului care are ca misiune să ofere aceste servicii familiilor și copiilor defavorizați care se confruntă cu astfel de probleme. Spre sfârșitul săptămânii, copiii vor merge într-o excursie organizată tot special pentru ei. Iar în zilele următoare, mai exact vineri, vom trimite toți copiii din centru de zi într-o excursie pe traseul Târgu Jiu-Ognele Mari la Salină, după care merg la grădina zoologică de la Râmnicu Vâlcea și în final la mănăstirea Cozia. Copiii spun că au încheiat anul școlar cu bine și, prin urmare, merită să se relaxeze chiar dacă nu au început vacanța. La această acțiune datorăm întru totul conducerii, în special domnului director care este de față, îi mulțumim foarte mult și, bineînțeles, toți copiii care sunt prezenți se bucură de această acțiune
pentru că mulți dintre noi care sunt aici nu au aceste posibilități și ne bucurăm. Catarul acesta este pentru voi, pentru că ați încheiat bine anul școlar. Da. În excursie vei merge? Da, o să mergem joi la Omnele Sărate în Vâlcea și la Grădina Zoologică și mai multe. Te bucuri? Da, este foarte frumos. În prezent, în centrul de zi sunt 24 de copii, iar în centrul maternal sunt 10 mame și 11 copii. Spectacol de excepție, marca Școala Populară de Artă, pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, gazda evenimentului, a urcat seara trecută tinerele talente ale instituției. Punctul culminant l-a reprezentat spectacolul susținut de doi interpreți de muzică folk îndrăgiți de publicul gorjan. Este vorba despre Emeric Imre și Florin Camen. Școala Populară de Artă împlinește anul acesta 42 de ani de activitate. Pentru a marca momentul, reprezentanții instituției au pregătit o săptămână plină de evenimente menite să îi aducă în prim plan pe tinerii care frecventează cursurile școlii. O să avem 5 zile de manifestări, fiecare cu specialitatea sa. Astăzi este muzica ușoară, mâine seară o să fie rândul taraful tradițional la Teatrul de Vară, începând cu orele 19. Voi mâine o să fie seara ansamblului Maria Lătărețu, joi o să fie un eveniment deosebit, zic eu, pentru județul nostru, aici, la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, începând cu orele 19. O să fie încheierea stagiunii permanente a orchestrei de cameră din Ragozului și apoi invitații noștri speciali de la Teatrul de Vară din Sibiu. Vineri se va încheia săptămâna zilelor Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, cu un spectacol de teatru de păpuși și cu un carnaval. L-am gândit anul ăsta, este în prima ediție, vrem să vedem ce ne iese. Debutul zilelor Școlii Populare de Artă Târgu Jiu s-a făcut seara trecută cu un spectacol de excepție. Rând pe rând a urcat pe scena Teatrului Elvira Godeanu tineri cu voci excepționale. Programul pentru zilele Școlii Populare de Artă continuă cu expoziții de artă și meșteșug. Joi va avea loc ultimul spectacol din stagiune al orchestrei de cameră Lira Gorjului. Au fost de asemenea invitați artiștii teatrului de la balet din Sibiu. Pentru vineri, fiind și ultima zi din seria de manifestări, au fost programate spectacole de teatru de păpuși pentru copii. A sosit momentul știrilor din sport. Colega mea Diana a pregătit noi informații. Bună seara, Diana, ce noutăți ai? Bună seara, Alexandra, și bun găsit la sport. Energia Rovinari a rămas fără antrenor și fără conducere. Detalii după generic. A plecat, așa poate fi descrisă scurta ședere la Târgu Jiu a noului tehnician al echipei de basket Energia Rovinari. Recent instalat pe banca Energiei, macedoneanul Alexander Todorov nu i-a ieșit pasența. Acesta a avut planuri diferite pentru noul lot. Jucătorii Darby și trup nu mai intrau în vederile acestuia. Drept urmare, tehnicianul a plecat de la Energia, iar plecarea sa a fost urmată și de șefii clubului. Noul tehnician al Energiei a plecat de la echipa gorjeană după doar câteva ore petrecute la Târgu Jiu. Conform unor surse, atât tehnicianul recent instalat pe banca tehnică a echipei de basket, Alexander Todorov, cât și președintele clubului Energia, Laurențiu Răuț, și președintele secției de basket a clubului, Radu Stroiescu, l-au urmat pe tehnicianul macedonean. Se pare că disputa a pornit de la planurile noului antrenor referitoare la lotul pentru sezonul viitor. În planurile lui Todorov nu mai puteau intra Port Trooper și Luis Darby, unii dintre oamenii de bază a echipei gorjeană. Situația este și mai delicată ținând cont că Energia se află în plină campanie de achiziții și doar câteva zile au mai rămas până la data limită de înscriere în Euro Challenge. Până la data de 27 iunie, Energia Rovinari este nevoită să achite suma de 25.000 de euro pentru a se înscrie în FIBA Euro Challenge. Până la această oră, oficialii echipei nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere oficial.
Lot nou cu panduri vechi, foștii vicecampioni s-au reunit ieri după amiază la Târgu Jiu. 19 fotbaliști au răspuns la apelul tehnicianului Petre Grigoraș. La primul antrenament după încheierea sezonului competițional, Grigoraș a avut sub baghetă și 4 juniori. Noua stagiune a Ligii 1 bate la ușă, iar pandurii nu au bifat încă niciun transfer. Mai mult decât atât, unii jucători care erau doriți la Târgu Jiu ar putea să ia altă cale. Este cazul aici a celor doi brazilieni pentru care încă se mai negociază rămânerea la formația gorjeană, atacantul Alex Dos Santos și Elton da Silva, care sunt pe cale să bată palma cu CFR Cluj. Iar după amiază, 19 jucători au fost prezenți la antrenamentul condus de Petre Grigoraș. Tehnicianul a mărturisit că și-ar fi dorit ca vacanța să fie mai mare. Dintr-un anumit punct de vedere trebuia să fie puțin mai mare ca să ne rezolvăm toate problemele pe care le-am avut și le avem în continuare, încă nu sunt rezolvate 100% toate, dar să sperăm că în această săptămână, până la plecarea în primul cantonamentul la Sibiu, să fie rezolvate și celelalte probleme. Din câte știu eu, din problemele care erau, din jucătorii care terminase contractul și aveau opțiune de prelungire, Erico da Silva și Samșin, care rămân în continuare, și normal că era... Rămâsese discuția cu Alex Dos Santos, încă nu e rezolvată, dar să sperăm că cel târziu până miercuri va fi rezolvată și această problemă. O vacanță mai mare își doreau și jucătorii. Începe munca și sperăm să fie un început bun de pregătire și să continuăm cu campionatul, unde ne punem mai mari speranțe decât anul trecut. Cum a fost vacanța? Prea scurtă? A fost ok. Dacă mai eram cu o săptămână, era mult mai bine, da. Tehnicianul merge și pe mâna juniorilor crescuți în pepiniera clubului gorjean. Astfel, Andrei Șendroiu, Răzvan Negrescu și Alin Predescu au fost cooptați la primul antrenament. De asemenea, și fotbaliștii de la Pandurii 2, Ionuț Constantin, s-a antrenat ieri cu principala echipă a clubului. Și situația lui Nistor este incertă. Tehnicianul spune că până pe 24 iunie, clubul francez va decide dacă îl va împrumuta din nou pe jucători echipei gorjene. Păcate... Ei încep perioada de pregătire mult mai târziu. Clubul e într-o perioadă în care au plecat câțiva jucători, încă nu s-au hotărât în privința a ceea ce vor face cu el în continuare. Abia pe 24. În situația lui vom aștepta fără niciun fel de problemă până pe 24-25 să vedem care e situația. Dacă mai putem să-l oprim, eu mi-l doresc foarte mult. Prezent la reuniunea lotului pandurilor, președintele clubului Mihai Prunariu a mărturisit că speră la o evoluție bună în noul sezon. Parte din băieți care lipsesc tot să vină săptămâna aceasta. Programul echipei îl știți, l-a prezentat și antrenorul Petre Grigoraș. E un început pentru toată lumea, sper să avem un campionat cât mai bun și cu rezultate cât mai bune. Jucătorii își doresc totuși să păstreze lucrurile frumoase din campionatul trecut. Portarul Pedro Mingote vede partea plină din stagiunea trecută. E un an nou, începem de la zero, ne dorim să facem cât mai bine. Nu putem să spunem că anul trecut a fost un an rău, că prima parte am făcut istorie, am ajuns în grupele Europa League. A doua parte în campionatul lui nu a fost atât de bună, dar să rămânem și cu partea asta, că am făcut ceva care n-a fost niciodată la Târgu Jiu și trebuie să ne amintim de lucrurile bune și nu din cele rele. De la primul antrenament au fost învoiți Erico da Silva, Feiz Shamsân și David Asmatulevicius, jucători așteptați să sosească marți la Târgu Jiu, dar și Doru Bradu, fundaș aflat în recuperare după o accidentare. Duminică, Pandurii va efectua vizita medicală la Craiova, urmând ca până pe 23 iunie să continue antrenamentele la Târgu Jiu. Pe 23 iunie, oltenii vor pleca în primul stagiu de pregătire al verii la Sibiu, Cisnădie. Pandurii sunt cu echipe mondiale, jucătorii au mărturisit că au și o echipă favorită la Cupa Mondială din Brazilia și este chiar echipa gazda marelui eveniment fotbalistic al verii. Gorjenii spun că merg pe mâna Braziliei și de dragul lui Eric, cel mai important jucător al Pandurilor în sezonul trecut. Eric a fost om de bază în lotul gorjean, iar foștii colegi nu l-au uitat. De dragul lui, dar și pentru că Pandurii mai au un lot și alții brazilieni, jucătorii gorjeni îi țin pumnii Braziliei pentru a câștiga trofeul Cupa Mondială. Teoretic, Brazilia pare mare favorită, însă Croația are un avantaj important în compartimentul median. Alin Buleică spune că Brazilia este favorita sa la turneul final pentru Cupa Mondială. Iubesc fotbalul. Te-ai plecat la meciul cu sau? Da. Sper să câștige Brazilia. Și galben mai mult? Da, sunt jucători tehnici, jucători frumoși și vreau să câștige. Joacă un fotbal plăcut, combinativ și
De asta țin și cu ei. De dragul lui Eric? Da, de dragul lui Eric. La ce mai avem pe aici, că avem prea mulți brazilieni. Și străjerul pandurilor Pedro Mingote crede că marea favorită este Brazilia, deși ține cu țara sa de origine, Portugalia. Portugalia. Atât, atât. Cine crezi că totuși pornește cu prima șansă? Brazilia, că joacă acasă, dar sunt alte echipe puternice. Vedem la final. Surpriză? Nu știu, nu cred. Eu cred că tot favoritele, una dintre ele să câștige. Lumea vorbește de Belgia, că ar fi o posibilă surpriză. Da, poate. Are o echipă foarte bună, dar totuși eu merg pe varianta Brazilia, Argentina, Olanda, cine știe. Portugalia. Olandezul de la Panduri, Nicandro Breveld, crede că Brazilia este avantajată, dar favorită rămâne țara sa natală. La campionatul mondial te uiți? Da. Olanda sau Brazilia? Pe care mână mergi? Eu Olanda. Brazilia? Cum ți se pare? Eu cred că Brazilia a început cam greu, dar are 3 puncte și asta e important și... Olanda, eu cred, nu trebuie să zic ce fac de Olanda acum. Presiunea este uriașă pe țara gazda a mondialului. Suporterii sunt nemulțumiți de cheltuielile uriașe ale statului brazilian, iar 7% dintre brazilienii care au răspuns la un chestionar au spus chiar că nu vor susține echipa la acest turneu final. Din punct de vedere sportiv însă, în acest moment Brazilia se află într-un moment excelent. Brazilienii speră să repete evoluția din vara trecută de la Cupa Confederațiilor, competiție pe care au dominat-o categoric, câștigând finala cu 3-0 în fața Spaniei. Acestea au fost informațiile din sport. Jurnalul Gorj TV continuă alături de Alexandra Petrița. Se anunță ploi și mâine, detalii în rubrica Meteo. Vă invit să ne înveselim, momentele de relaxare pot avea loc chiar și în ghiuvetă. Da, da, ați auzit bine, priviți filmulețul următor. Încheiem jurnalul de știri, rămâneți alături de Gorj TV, urmează editorialul Pilula cu glazură de cianură realizat de Ovidiu Popescu. O seară frumoasă vă doresc, numai bine!